Pocărit. Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Mărica, suntem din nou împreună. Bucuria noastră, da? Și să facem într-o oră cât întregi. Să vedem ce ne propunem noi. Și începem cu începutul, nu? Cu începutul, cu rugăciune. Așadar, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită. Cine izbăvește de cel rău, amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin. Am rămas așa să încerc să compui tu, nu? O negreșiță, ai reușit? Da, și mi-a venit și altul în minte. Gata sunt. Deci, 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus puncte, 222. 222. Și pentru mine, că așa am spus, nu? Da. Corect. Eu acum, ca să încerc să rezolv, trebuie să mă asigur că sunt din 2 în 2. Că așa e pornit. 12, 14. Din 2 în 2. Sunt din 2 în 2. Corect. Și trebuie să mă asigur că ultimul e tot un număr par. Adică, dacă îmi spuneai 221 aici, nu aveam să fiu de acord cu tine, nu. Îți spuneam că nu poți face asta, ești. Dar văd că 222 este un multiplu de 2 și sigur, probabil că în față este 220, mă gândesc că așa trebuie să fie, ca să respecte rețeta. Și atunci, conform ideii acelea de calcul, suma asta este egală cu primul plus ultimul, 12 plus 222, înmulțit cu numărul lor, am să-l calculez deoparte. Deci, numărul termenilor este egal cu din ultimul scad pe primul, 222 minus 12. Cum era? Am și uitat cum făceam. Da? Așa, împărțim totul la 2, pentru că sar din 2 în 2. Rația aici din 2 în 2 și plus 1. Că știm noi de ce. Și la scăderea asta îmi dă 210. 210 împărțit la 2 plus 1 este egal cu 105 plus 1 egal cu 106. Deci 106 termeni sunt. Deci mulțit cu 106 totul supra 2. Și face 234 ori 106. Și acum nu rămâne decât să facă mulțirea. Deci să scriu cât se poate de ordonat. Și facă mulțirea 234 ori 106. 1, 6. Trebuie să fac eu tot calculul. Ce bine să fii profesor, te uiți, nu? Urmărești să vezi dacă îmi fac vreo greșeală. N-ai treabă. Las că vine și mie timp, acolo să-ți propun și eu. 6 ori 4, 24. Uite-te să nu greșesc la mai mulțiri. 6 ori 3, 18 și cu 2, 20. 6 ori 2, 12 și cu 2, 14. Trec peste cifra 10, că e 0. Și mă duc la sute. Fiindcă mă duc la sute, pun două zerouri și 1 ori 4, 4, 1 ori 3, 3, 1 ori 2, 2. 4, 0, 8, 1 și cu 3, 4, 2. Deci răspunsul 24.804.
egal cu 24.804. Asta este răspunsul. Corect este că atunci când faci un negheșițiu, să ai și tu răspunsul. Adică lucrezi, numai când mi l-ai propus și răspunsul acesta este. Și acum tu te uiți să vezi dacă răspunsul pe care l-ai tu corespunde. Sau cred că de data asta numai cât te-ai gândit la negheșițiu. Nu l-ai lucrat efectiv. Așa e? Deci nu l-ai lucrat. Dar acum ai descoperit vreo greșeală așa încât în timpul cât am lucrat? Dacă ai descoperit vreo greșeală, te întreb. Deci cum este primul plus ultimul? Am zis bine? În formulă, uite-te în formulă care am descoperit o ieri. Ai zis da, deci vine, ori numărul termenilor. Supra 2. De ce supra 2, te întrebi? Nu. Nu cred că ai făcut corect la că trebuie să faci ori numărul termenilor. Păi ori numărul termenilor, uite. 106, am descoperit. Deci era vorba... Stai. Ah, ok. E corect. Nu, la numărul termenilor aveam eu o problemă, că nu știu deodată. Și numărul termenilor înseamnă din ultimul, scad pe primul, împart la rație, da, din cât în cât cresc. Și plus 1. Okay. Corect. Și 222 minus 12 face 210, nu? Am zis bine. 210 da. Împărțit la 2 plus 1. 210 împărțit la 2 egal cu 105. Plus 1, 106. Da. Okay. Deci numărul de termen este 106 termen, de la 12 până la 222. Sunt 106 termeni. Și supra 2 știi de ce? Că facem grupele de cât, nu, din 2, câte 2 termeni prindem. Și de aceea numărul de grupe este exact urma împărțit tot la 2. Și, 2. Da? Și cred că n-am împărțit la 2. Deci am mulțit pe 234, te-ai uitat bine. 106, dar n-am împărțit la 2. Trebuia, uite aici, am fost neatent. Trebuia 2 cu 106 simplificat. Care și bine, 53. Și atunci nu mai mulțeam pe 106, nu, pe 234 cu 53. Și nu e rezultatul 24.000, jumătate. Deci corect, cred că la mulțire trebuie să-mi dea 12.000 402. Vezi? Ce bine că te-ai uitat așa și nu prea erai de acord. Parcă vrei să-mi spui... Era ceva mai ciudat, dar nu știam ce. Da, deci numărul nu am așa mare. Nu un număr așa 12.000. Până are cum. Trebuia să se simplifice. E un număr mai mare decât 1 plus 2. E un număr mai mare decât... Unul care l-am făcut noi, care era... Când am adunat toate numerele consecutive până la 100, ne dăduseră 5050, ții minte, da? Da. Însă nu mai putem lega acolo, pentru că de data asta sărim din 2 în 2. Da, am făcut noi una cu 5 plus 6 plus 7 plus... Nu aia. E consecutiv? Ok. Stai. 17 plus 20 plus 23 plus 26 plus... Din 4 în 4, parcă, nu? Am făcut o sumă aceea. Din 4 în 4, 17 plus 20. Cine arată 14.017?
Deci nu prea, nu prea are logică dacă... Deci, nu știu, dar nu prea are logică ca alea să dea un număr așa mare. Da, e drept, repet, am uitat să simplific prin 2 și mi-a dat un număr dublu, 24.000. Deci corect este 12.402. Acesta e răspunsul corect. Bun, ai spus mai încă unul în minte? Haideți să-l facem pe acela împreună și pe urmă dau și eu un nume. Da? Ce se întâmplă dacă te trezești la un test și îți dă așa 15 plus 18 plus 20 plus 20? Ce mi-ai făcut, mi-ai stricat jocul. Plus... E 15 cu 18, din... aici ai pus rația de 3. Da. Și aici ai pus rația de 2. Da, și ce se întâmplă? Atunci ce faci? A, da, înseamnă că nu mai este o sumă Gauss și trebuie să văd dacă din ei poți descoperi termenii care se așează în Gauss. Adică neapărat rețeta trebuie să fie cu toți termenii consecutivi, toți termenii în aceeași relație. Adică nu 20 ar fi fost ca să fie în regulă, ci 21, nu? Da, am zis și eu adică așa. 3. Tu m-ai întrebat dacă unul strică regula. Dacă unul strică regula, nu mai poți face să aprișe suma decât până la el că merge. Adică numai 15 cu 18, dar așezi numai 2 și faci adunarea efectivă. Mai e așa 23. Și până la adun pe celălalt. 6 plus. Știi ce? Mă gândesc să fie un plus 21. Hai să facem o șmecherie. Plus 21. Adică cel care ar fi imediat după 18 și 21 este stricat de acest 20. Nu-i nimic. Plus 20. Acum respectă. De acum respectă. 21 plus 24 plus puncte și îmi dai un răspuns. Văd că sunt multipli de 3. Ultimul, să spunem, îi dăm tu ultimul care crezi că trebuie să... 93, că se împarte la 3, corect. 93. Și atunci pe ăsta îl scot și îl las la sfârșit și eu spun că asta suma... Asta e, deci mai punem plus 1 ăla, nu? Și la sfârșit până la rezultat plus 20 ăsta. Da, adică nu mai punem plus 1, cum făceam noi înainte. Ca să aflăm cât... A, nu, aplicăm formula că ei sunt... Noi când am făcut data trecută raționamentul acela, l-am făcut pentru a găsi formula. Când nu știam formula. De ce am rupt, am făcut, ne-am chinuit. Dar acum, spune așa, tu aici 20 ești strecurat ca unul care îmi strici jocul. Și suma adevărată este de tipul ăsta. 15 plus 18 plus 21 plus 24, adică i-am aranjat, plus 93, cum ai vezi tu, și plus 20 la sfârșit. 20 rămâne izolat, un termen pe care îl adăugăm acolo la sfârșitul sumei. Ai înțeles? De acum am anunțat că toată asta este o sumă Gauss, este o sumă în regulă. Ok. Da? Și eu fac calculul cum știu. Hai să-l facem împreună. Cu cine este egal suma asta? Chiar dacă e ultimul. Da, ăla e cel care l-am scos din serie. Totul de mulți cu... Facem numărul lor deoparte. Numărul lor. Egal cu. Minus 15. Corect. 93 minus 15. Împărțit la 3. 3, că s-ar din 3 în 3, plus 1.
Și egal cu 95 minus 15? 80. 80. 80. De ce? Stai. De ce plus 95? Nu trebuia... 93 trebuia. Uite, aici nu-mi dădea. 93. Am scris eu tâmpenii. 93 minus 15. Da? Că acum nu se împărțea la 3. Eram supărat că nu se împărțea la 3. Și ziceam, măi, ne-am greșit, mă. Dar 93 minus 15 sigur se va împărți la 3. Ok. 13 din 5, 8. 8. Ok. Am luat unul de acolo, 7. Da, 78. 7 plus, 7 plus 8. 15. Se împarte, da, la se împarte. Emoții. Plus 1. 10 împărțit la 3 plus 1. Trebuie să ducem calculul până la capăt. Că am zis numărul lor. Deci tot scriu tot ce e până la egal. Împărțit la 3 plus 1 și egal cum. Și facem acum împărțirea. 3 în 7. 3 în 7 de 2 ori. Da. 6. De 6 ori. Da. Facem mental. Rămâne 1. Coborăm pe 8. Trei în 18? De 8 ori. De 6 ori. 6 ori, corect. 6 plus 1 egal cu 27. Deci sunt 27 de termen. Așadar, această... Niciodată nu poate ca scăderea aia să nu se împarte la... Așa e, niciodată. Ei sunt din 3 în 3 și când scadă, apare 3 ăsta. În mod sigur, divizibilitatea se produce. Deci sigur, noi facem... Sigur. Sigur că putem dovedi asta. Deci totdeauna scăderea dintre cei doi termeni trebuie să se împarte exact la rație. Rație, adică cu cât cresc ei acolo termenii. De data asta din 3 în 3. Deci nu se întâmplă niciodată, numai de o prostie la tine, la mine. Dacă e o greșeală, cum am zis eu, cât am zis? 95. 95 minus 5, prin dădus 80. 80 nu se împarte la 3. Imaginează dacă scrie asta la un test și zici, doamna, ai greșit testul. În condițiile astea, te mă uiți tu încă o dată pe exercițiu și dacă ea a scris 93, a ta greșeala. Că de acolo până la... În partea asta ai scris tu 95, e problema ta. Da, chiar, da. Continuă. Da. Deci în momentul în care e greșeala ta, tu ce o repari? Dacă însă ți-a fost dată din greșeală cu 95, nu e un termen care era deștept. Că termenul ăsta de aici trebuie să împarte exact la 3 și el. Așa cum s-a împărțit 15 la 3. 18 la 3, 21, toți termenii se împart la 3. Dar dacă spuneam 94, dacă mă opream la 94, era o mare greșeală. Pentru că 94 nu se împarte la 3. Și din cauza că fiecare se împarte la 3, atunci diferența lor era de așteptat să se împarte la 3. Dar vreodată ți s-a întâmplat ca în clasa ta cineva la un test să zică dă-mi profesor, ăsta-i greșit exercițiul, chiar dacă era corect? Dacă mi s-a întâmplat mie? Da. S-a întâmplat de foarte multe ori. Deci, copiii, eu am făcut foarte des antrenamentul ăsta, se compune gheșiții. Și de acum ajungeau la etapa în care ea să-ți povestească tati, când era în clasa a șasea. Nu are timp. Îți va povesti de seară, când va avea timp. Dar ține minte... Când era în clasa a șasea, am fost la un concurs și la geometrie el era foarte bun. Și îl învățaseră să încerce să compună probleme de geometrie.
Oh, și acolo, după ce a terminat problema lor, el a compus o problemă. Și au știut toți au spus, domnule, avem o teză, avem pe cineva care ne-a compus o problemă. Așa. Deci s-a remarcat teza aceea, a fost ușor descoperită pentru că avea propus o problemă. El acolo a văzut ceva foarte interesant și a compus o problemă. Mm-hmm. Da? Ok. Deci acest antrenament care ți l-am propus ia acum să compui în exercițiu, face dovada clară că tu ai descoperit, știi foarte bine mecanismul de rezolvare. Că nu poți propune ceva fără să înțelegi foarte bine acolo. Deci răspunsul corect la suma asta, care este? Hai să ne terminăm problema, că n-am dus-o. Este okay. Primul plus ultimul, ori numărul lor. Care e numărul lor? 27. 27. Totul supra 2. Ții minte, da? Da. Deci primul plus ultimul, ori numărul lor supra 2. Și plus 20 pentru că a rămas ăla. De data asta, când a rămas răsleț acela care era... era de obicei nu trebuie să pui ăla dacă nu e... Deci el nu e... Sau unul sau doi termeni, dacă sunt aruncați de nestrică jocul, aceia îi aruncăm la sfârșit. Dar nu se întâmplă niciodată. Autorii au grijă să nu ne ducă în eroare. Ei tocmai indică 2-3 până la patru termeni pentru a spune că sunt respectoși, că toți termenii sunt corect formulați. Da? Deci 15, 18, 21, 24, toți multipli de 3. Dar putea să... Spune, Mărica. Dar nu cumva acolo cu plus 1 nu înseamnă că l-am pus și pe 20? Atenție! Sau... 21, 20 nu respecta rețeta. Că de la 18 la 20 făcea un plus 2. Plus diferența era de 2. Dar între 15 și 18 și de 3. Și noi ne-am propus să fie de 3 peste tot. Și acel 20, aveam și pe 21, aveam și pe 20. Da? Aveam și pe 21, uite-l. Pe 20 și pe 21. Și atunci asta, prezența lui aici, în adunare, ne strica jocul. Sănătate. Mulțumesc. Și l-am dus tocmai la sfârșit, așa încât suma corectă este aceasta, plecăm de la 15 până la 93, acest termen. Sau 1 sau 2, adică 2, 3, dacă se sesizăm că a apărut întrebarea ta asta. Ce mă fac dacă există pornirea bună? Adică la 3 unități, anunț că la 3 voi merge până la capăt și totuși undeva am unul care strică jocul ăsta, da? Asta a fost. Am un număr care nu mai respectă rețeta. Și acest 20 nu respectă. Imediat l-am dat tocmai la sfârșit. Și atunci, fiindcă am avut pe 21, l-am avut pe 21. Da? Okay. Pun pe urmă 24. Ce ne facem dacă unul lipsește? Hai să zicem că aș fi avut următoarea... Dar să ne termin jocul. Că uite, aici rămânem descoperiți și nu ne-am terminat calculul. 15 și 93? 108. Deci 108. Ori 27. Supra 2 și plus 20 acela rătăcitul. E ca un fel de rest 20. Ca un fel de rest. Da, un număr care nu se încadrează. Nu se încadrează între deci, termenii care pot fi adunați. Simplificăm. Sigur că da. 182. Da. 54. Da. Te rog să simplificăm acum, să mulțim. Mulțește tu pe asta. Deci 54 ori. Ok, deci.
7 ori 4, 28. 2 în minte. 7 ori 5, 3, 30 și cu 2. Nu, 7 ori 5, 35 și cu 2, 37. Acum, 2 ori 4, 8. 2 ori 5, 10. 8. Eu aștept undeva la 1500 rezultatul ăsta. Bine, stai. Imediat 1458. Ai foarte bine. Că eu am zis bate la 1500, dar cum am zis eu? În jur de 1500. Eu am zis așa, 50 parcă ar fi și 27 l-am făcut 30. Am renunțat la 4 și am mărit la mulți unul din cei din factori la 30. 3 ori 5, 15. Dacă te dea, dacă te dea 2000, atunci era o mică eroare. Da, săream în sus eu. Spuneam, nu-i bine. Săreai în sus? În sensul că nu mai eram de acord. Dacă tu îmi dădeai un răspuns care depășea pe 2000, să zicem 1700, și 1700 îmi ridicam eu o problemă. Și 1800 îmi ridica o problemă. Că 1800 însemna 30 ori 60. Eu acolo, cum am făcut jocul, 30 ori 50, am luat de la unul și am pus la celălalt. Vezi? Am luat pe 4, parcă la 27, și de la 54 și l-am pus la 27. Nu se leagă jocul ăsta, dar prin pentru aproximare merge. Ca să-ți dovedesc că așa este, urmăresc și eu mulțirea acum. 54 ori 27. Sunt convins că ai făcut foarte bine, dar ca să le spun și prietenilor că jocul ăsta merge foarte bine, 7 ori 4, 28, 7 ori 5, 35 și cu 2, 37, 2 ori 4, 8, 2 ori 5, 10, 8, 7 și 8, 15, 4, 1458. Corect. Deci 1458 a adunat 20-ul. Asta mi-a mai rămas. E o dată când am mai greșit. Poftim? Da, înmulțire. Sigur că da. Nu, dar nu mai greșești. Eu sunt convinsă că ești din ce în ce mai sigură. Pentru că antrenamentul făcut îți spune cuvântul. Deci 1458 și cu 20, 1478. Răspuns corect, 1478. Da. Și acum... Hai să definitivăm cum se compun egheșiții. Chiar așa. Cum se compun egheșiții? Mi doar vin în cap ideea atât. Să pleacă de la un număr care, orice număr vrei tu. Uite, zic 27. 27. Deci e un număr la întâmplare. Asta nu era așa. Ok, pardon. Da? Pentru start. Și acum stabilez din cât în cât cresc. Din cât în cât vrem să creștem. Din 100 la 100. Da, e prea mult. E și asta rația asta, dar nu dintr-o 100. Rația nu de 100, hai să luăm de 7. De 7. Rația de 7. Adică 27 și cu 7. Plus 7, 41. Suficient 3 termeni. Dacă îi scriu, am anunțat că sunt un om serios.